bun și bine vă regăsim la un nou episod din Minecraft. Eu sunt Sami și poate vă întrebați ce am în cap. Da, am fost cu Andrei să la niște cumpărături de Crăciun și am găsit un spray de la Delie și dai pe brad, pe geamuri, pe toate alea. E bă, spray de la de zăpadă. M-am dat și eu prin cap și mi-a plăcut. De ce să mint? Mi-a plăcut. Îmi place cum arată. Oameni buni, înainte să începem, vreau să vă ușați un buton de like acolo și un buton de subscribe, pentru că astăzi o să reacționa niște chestii foarte, foarte șmechere la chestii de la realistice în Minecraft, chestii de la nebunii. Și sincer, chiar îmi place cum a ieșit așa frumos în partea asta. Nu m-am dat așa foarte mult, bun frumos, nu m-am dat așa. Băi, chiar arată super bine toată nebunia asta. Hai să nu mai pălăprăcim. Avem foarte multe chestii la care trebuie să ne uităm, așa că hai să intrăm direct în clipan. Villager realistic. Ia să vedem care este situația. Nu prea e realistic ăsta, brodore. Cam nu prea apare deloc realistic, dacă mă întreb pe mine. Mamă, are ochii verzi. De ce niciodată parcă n-am what? Avea ochii verzi tot timpul. Și ia ce face cap de nurcă ăsta. Fii atent, mă. Fii atent că l-a născut. Te uită-l pe ăsta ce pare. De ce? What? Cât de bine. Mamă, cum i-a făcut? Wow, asta chiar e tare, sincer. Asta chiar arată super bine. Chiar arată insane de bine cum arată el așa frumos pe aici cu totul. Da, aveți linkurile oamenilor restaurant în descriere care lucrează pentru toate nebunele astea. Sunt insane oamenii. Așa că hai să vedem care este cel de-al doilea clip realistic. Un milion de orbiz. Cică așa se numește ăsta, un milion de orbiz. Știe cineva ce-i orbiz? Eu când eram mic aveam atâtea orbizuri din astea, de umpleam o vasă de aia numai cu orbizuri. Holy! Bă! De ce arată așa bine chestia asta? Uite-te și tu. Dar cum le scoate, că nu-i apă aici? Că astea trebuie să stea în apă. Deci chestiile astea trebuie să stea în apă ca să crească. Știți că le puneți în apă frumos și după aia lasă să crească și după aia să fac atât, am mâncat, să fac cât un cap. Aveam niște de astea super, super multe când eram mic și erau transparente și le puneam într-o vază ceva și ziceai că e doar apă în vază și când băgai mâna așa după ele, după aia simțeai toate orbizurile alea. Dar arată, arde super caterinca asta. Asta cred că e ceva texture pack sau nu știu cum funcționează chestia asta. Ăsta sau ba, cred că e iară CGI din ăla de cu tracking, cu toate de astea, că am văzut aici când merge băiatul ăsta prin ele, când se aruncă în ele, da, uite, vezi, se împrăștie. În Minecraft nu prea interacționezi cu nicio chestie, nici dacă e apă, nici dacă e lavă, nici dacă e nimic, nu o dai la o parte. Deci da, arată super bine animația asta, chiar arată super bine. Cum se umple o casă cu apă realistică? Ia să vedem. Cum se umple o casă cu apă realistică? Apa asta arată mult prea bine. Ca de obicei, arată insane de bine. Și din ce am înțeles, au dat ăștia update la nebuni de la uite că s-a și udat patul. Chiar au avut dreptate că au mai dat update la chestiile astea. Dar arată insane de bine. Stickman îl cheamă pe băiatul ăsta. Dă treabă rău, băieți ăștia, mă. Chiar se vede că au evoluat chestiile astea, sincer. Ia. Hei! What? A luat 20 de ore să... Asta chiar nu știam. Asta chiar nu știam. Deci, video-ul ăsta este un visual effect trickery. Deci, practic, e o magie, băieți. Și, practic, a luat 20 de ore să lucreze. Bun frumos. Și 8 ore de render. Deci, omul ăsta a luat 28 de ore. Wow, asta e destul de tare să fim. Asta chiar, nu știam asta, știam că stăteau câteva ore bune, știam vreo 5-6 ore că vorbeam cu ceva băieți de ăștia care fac chestii de genul ăsta, dar nu știam că a stat băiatul ăsta 28 de ore pentru chestia asta. Holy șnițelus, uai care e diferența. Deci practic el vede absolut nimic. Deci el se plimbă de nebun pe acolo și după aia de fapt practic în programul ăla de editat și de făcut efectele astea, de făcut magie, abia acolo el vede tot. Până atunci el doar se plimbă. Ia să vedem Minecraft, dar e realistic. Vedem aici direct cu toporul în mână, e nebun. Direct cu toporul și un zombie. Mamă, zic că e rast. Ok, hai să vedem. Mamă, mâncați. What? Cum ar fi fost să fie Minecraft-ul gen așa cum îl vedeți aici? Și asta e efectiv. Hai că vine creeper-ul că ți-a bubuit, te-a rupă picior. Deci dacă ar fi fost Minecraft-ul așa, s-ar mai fi jucat cineva? Scrieți-mi în comentarii dacă v-ați mai fi jucat, dacă era Minecraft-ul cum îl vedeți acum. Cum e aici în animația asta. Mi se pare că arată bine, dar nu cred că m-aș mai fi jucat, sincer. Mi se pare că e prea realistic. Pare că e puțin prea realistic. Eu prefer să văd doar o mână așa, gen. Nu vreau să le văd pe amândouă. Uite, mai ales cum ține pumnii ăștia aici. Dar nu înțeleg ce pică din cer. Pică capete de scheleți. Vreau să văd cum îi dă un pumn. E un pumn.
Wow! Mamă, ce crușeu i-a băgat la rupă picioretă pe omul nostru! Pe omul nostru Zombala Einstein. Hopa! Uite, villagerul e nebărbierit! What? Uite, un măr de aur! Bă, cum arată așa bine mărul ăsta de aur în realitate? What? Chiar zici că e măr de aur? Zici că e măr cu ceva deasupra așa, gen măr de aur, transformat în 24 de carate. Wow! Arată super bine și ia ce mai vede. Hai că mai vede ceva dacă e. Mănâncă mărul direct. Ce avem aici este o chestie pe care o așteptăm de foarte mult timp. Este Warden. Warden în Minecraft trebuia să fie băgat în versiunea 1.18, dar din păcate nu este adăugat, o să fie în versiunea 1.19, care o să vină în 2022. Nu știm exact când va veni în 2022 mai exact, dar hai să vedem ce înseamnă pentru acest băiat Minecraft Realistic Warden, gen monstrul ăla din de sub pământ. Ia să vedem. Ok, deci a pus un coldron, apă în el, ok, apă realistică, da, tata, aruncă o perlă, mamă, și ce-i mâzgă? What? Băi! Asta chiar e tare. Asta deci chiar arată tare de tot. Holy! Cum se schimba apa? Chiar mi-a plăcut mult de tot. Doar faptul că își schimba apa după fiecare, după fiecare chestie și ieșea în combinație. Vreau tu Warden, mama! A făcut întrebare earthquake. Mai vreau să văd animația asta, cum pune apa. Ok, a pus niște apă, zici că e ceva, zici că e ceva de la slime peste cum lasă așa ceva mâzgă pe deasupra, ok. Aruncă un ender pearl, se face mov. Ender pearl trebuie să fie albastru, mov, ok. Așa, și asta se face verde și acum aruncă asta, ok. Și acum se face totul albastru și se spawnează Warden-ul. Da, arată super bine asta. Sunt curios oare și asta cât a stat, dar oamenii ăștia nu ne zic. Scrie în descriere cât a stat. Nu, nu ne scrie absolut deloc cât a stat. Păcat, chiar eram super curios cât a putut să stea pentru o animație din asta de spawnare a unui monstru. Chiar sunt super curios. Ok, am văzut toate chestii realistice. Hai să vedem care-i treaba cu cactus realistic. Asta nu am mai văzut niciodată, cactus realistic. Ok, și ce atât de realistic în cactusul ăsta? Nu e asta realistic. Mamă, ce lag are! What? Bă, cactusii nu fac așa în realitate. Că am fost eu în deșert și am văzut cactus de ăștia și cactus și nu se dălângâne așa, nu fac tăgâdâm, tăgâdâm. Băi! Cactus și nu fac așa, bro. Îți garantez eu că cactus și nu fac așa. Și aia, dacă intri, ce se întâmplă? Wow! Ok, ok. Nu mai știu sigur, dar mi-aduc aminte când eram eu, mă uitam pe Discovery și văzusem niște emisiuni din alea în care oamenii tăiau din cactus și beau ceva apă din cactus, că era din deșert singura metodă de apă. Dar da, e interesant cum arată cactusul ăsta. Arată mult mai realistic decât cel din Minecraft, să fim sincer, adică cel din Minecraft arată așa. Și ăsta arată așa, ăsta nu prea arată, ăsta arată mai frumos, ăsta din stânga, dar... Asta e ceva ce nu vezi foarte des pe Minecraft. Steve îi urează bun venit Elsei pe Minecraft. Elsa din Frozen, din nebunile. Ia uite aici jos pe Elsa. Frumos, ia să vedem. Elsa, ce părere ai? Ia, cum îi zice? Ia, cum îi zice bună ziua? Elsa? Ești bine, gen? Wow! Holy! Ce stătea cap de nurcă ăla și se uita. Între timp ce el s-a pică de la 256 de blocuri, că i-a zis Steve salut. Cred că îi place lui Elsa pe Minecraft. Cred că îi place mult de tot. Uai, acum cădere liberă. Cădere liberă! Holy shit, asta arată destul de cursed. Pare prea ciudat. Tăiem un copac pe Minecraft, dar realistic. Boom! Ia! Cât de realistic e? Vorbești serios? Asta aveam și pe RLCraft. Ok, asta nu aveam pe RLCraft. Ok. Ok, asta e destul de drăguț. Arată super bine. What? Apa? Eu acum am văzut apa de la început. Ți-a părea așa realistică? Bă, zici că e shader. Efectiv zici că e shader apa asta. Și când... What? Când pică, uite, iese apa aici din râu. Asta e destul de tare, să fiu sincer. Chiar arată super... Uai, s-a udat... What? Stai puțin. S-au udat astea, cum se numesc, frunzele. Uite, s-au udat frunzele, băi. Bă, ce tare. S-au udat frunzele exact până unde a picat. Uite aici, partea asta, așa, vedeți? E o parte așa mai deschisă în partea de sus. Și partea de sus e mai închisă la culoare. Acolo e partea unde s-au udat frunzele. Dropează envil-uri în apă realistică. Holy. Blup, blup, blup.
Mă, mă, zici că sunt mic, mă duc pe pod și stau și arunc cu pietre în apă și văd așa cum se face edita mai... Da, arată tare. Ia, ne zici iar cât a stat? Hei, acest video cât a durat? Cât a durat video ăsta? Cât a durat? 15 ore de lucru? 3 ore să randeze asta? Asta e destul de mult efort. Cam ceva de genul ăsta... Imaginați-vă că băieții ăștia stau 30 de secunde pentru un clip de ăsta randat și nebunii de astea și cam atât stau eu să fac o fermă pe Minecraft. Cred că e destul de tare chestia asta. Ce ați stat să faceți mai mult? Ați stat să faceți o animație de asta de 30 de secunde. Bine, practic n-are 30 de secunde. Are... cât are? Dacă stai să te gândești, da, deja a început animația și practic de aici începe partea grea. De când începe să arunce anvilul ăsta în apă, de aici începe animația propriu-zisă grea. Deci are de la 2 secunde, are practic 12 secunde animate. 12 secunde animate a stat, cât a zis că a stat? Mult. 15 ore de lucru cu 3 de randat. Asta e destul de mult dacă mă întrebați pe mine. Parcă prefer să stau să fac o fermă, nu? Ia să vedem care-i treaba cu zombii ăștia, ci că zombii invalizi. Cine știe care-i treaba cu ăștia? Ok, ne-a pus un zombie pe jos care ia foc. Ok, am înțeles. Deci a pus un zombie din slime pe jos. Un zombie de găluș. Zici că e zombie de găluș, ești nebun? E cam pârnaie zombiul ăla. Ok. Hai, nu-mi zic că-i bagă zombiul la presă hidraulică. Wow! Wow, asta arată destul de ciudat. Holy, și l-am pachetat pe zombie, l-a trimis acasă direct. Îți vine în colet acasă, curierul bun, frumos, cu zombie împachetat. Băi, ești de bun? L-a băgat pe trampolină, Stein. Wow, asta e destul de tare. Asta e destul de tare, să existe fizici de genul ăsta în Minecraft, ar fi destul de caterincă. Cred că momentan singurul bounce pe care poți să-l iei în Minecraft e, cum se numește... doar pe slime. Pe slime și pe honey. Pe honey că mergi încet și pe slime că te bounce-uie. Dar, oameni buni, cam acesta a fost episodul pentru astăzi. Eu sper că v-a plăcut. Nu uitați să clicați butonul de like și butonul de subscribe. Eu am fost de Sami și ne vedem data viitoare. O să vă frumos în continuare. Pa, pa!